Sorin Grindeanu, la ora destinuirilor, care este cel mai mare regret din perioada cât a fost premier? Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, pentru Ager Press, ce ar fi ipocrit să spun ce nu i-ar fi dorit să duc mandatul la bun sfârșit. I-a arătat ce unul dintre marile sale regrete este legat de faptul ce în perioada cât a fost la Palatul Victoria semna mult mai puine hârtii fa de ceea ce se întâmplă acum. Regret faptul ce pe vremea când eram prim-ministru semnam mai puține hârtii fac de ceea ce se întâmplă acum, sublinierei nu glumesc. Dar se subliniere tici ce nu te reiesc din regrete. Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun ce nu mi-a subliniere fi dorit să mi duc mandatul până la capte. Mai aveam foarte multe lucruri de făcut, dar acum am o cu totul alt misiune, pe care vreau să o îndeplinesc cât mai bine. Îmi place, e domeniul meu. A trebuit să existe o perioadă muncă de convingere a multora, dar în primul rând a celor din ANCOM, se accept să vin aici. Luând această decizie, cred că rolul meu se, mi fac treaba cât mai bine aici. Nu e timp de regrete, a spus Grindeanu. Sorin Grindeanu susține ce, deși nu a fost dur, a luat decizia de a se desprei de via apolitic. Nu vreau să par la modul evident ce evit întrebarea dumneavoastră, dar eu cred că, în această etapă, ceea ce fac aici, dincolo de faptul ce îmi place foarte mult, e ceea ce mă preocupă la modul foarte serios. În acest moment, funcția de la ANCOM a însemnat, odată cu acceptarea acesteia, să ies din politic. Ceea ce am sublinierei făcut. Nu mi-a fost o subliniere or, pentru ce am fost mulți ani membru al unui partid politic, dar în momentul în care am luat această decizie, am luat-o, a precizat sublinierea ANCOM.